și bine v-am regăsit sau găsit pe acest canal. Eu sunt Elisa, iar astăzi bine v-am găsit la un nou episod din Elisa Gospodina. Astăzi nu voi fi eu, doar eu, Elisa Gospodina, va fi și bunica mea gospodină. Deci eu și bunica mea astăzi suntem gospodine, deoarece vom face chec. Prima oară îmi voi desface părul ca să arăt și eu mai bine. Bunica mea, o mai știți, pentru că a mai apărut în vlogurile mele. Iar astăzi, mama, ce vom face? Chec. De ce ai vrut să zici altceva? Ai făcut chec. Am vrut să zic două chec. Ah, ok. Deci da, două checuri vom face. O să iasă așa vor ieși. Deci, da. O jumătate de carne de ulei. Jumătate, da? Eu de obicei nu pun chiar jumătate. Un put. Mai puțin. Atât. Să nu fie exagerat. O cană de zahăr. Noi și punem... zahăr brun. Da, noi folosim brun că se spune că e mai sănătos. O jumătate de cană de ulei și zahăr brun. O cană întreagă. Ia uitați, e zahărul, l-am pus într-un castronel. Mama a mai pus o cană și am o punem în castronel, două cani de făină. Laptele trebuie să-l încălzim puțin, adică. Încălzim laptele! Da. Încălzim laptele pentru că este luat de la frigider, că dacă nu era de la frigider nu trebuia încălzit. Da, exact. Lapte se pune de care vreți, de care aveți. De care vrem. De ori care avem. Dulce, ori bătut, nu contează de care. Este mai bun cu lapte bătut sau cu lapte... Nu e nicio diferență. Ah, ai încercat cu amândouă? Da. Deci până acum avem un castronel, de fapt o cană de zahăr brun. Voi puteți să puneți și zahăr normal, nu? Da. Jumătate de cană de ulei, o cană de făină și acum urmează să punem două pliculețe de zahăr. Zahăr vanilat. Un praf de copt. Și un praf de copt, exact. Praful de copt nu trebuie dizolvat, pentru că este de la Dr. Oetker și este foarte bun să-l punem în făină. Trebuie să separăm ouăle, albușurile de grădenușuri. Unde greșit poți să zici să vrei înapoi? Da, logic! Eu la biscuiți am luat doar al gălbenușul, încă te zi în minte. Mamă, ce tare e ăsta, este cărămidă! Deci câte ouă am pus? Trei ouă. Nu trebuie separate. Deci trei ouă. Și le batem puțin. Se topește zahărul, bine. V-a fost dor de mine? Nu. Nu. Nu mi-a fost dor de tine, nu. Deloc. Punem și sare puțin. Puțină de tot. Ei, tata, e. Parcă deja am poftă. Praful de copt, mama era... Eu l-am dizolvat, dar se spune că nu trebuie neapărat dizolvat. Da. Două căpăcele de esență de rom. E foarte bun aluatul! Poți să mănânc aluatul? Da, și nu mai stăm să coacem. Exact, e mult mai simplu. Așteptăm. Deci compoziția așa trebuie să fie. Ca la clătite. Da. Acum trebuie să punem puțină cacao pentru culoare. Cam o lingură de cacao. Eu am pus două lingurițe pline. Și se pune cacao și pe deasupra când îl bagi la tavă? Imediat. O să țin din compoziție peste cacao. Cacao. Nu? N-ai rădat, Păi nici nu ai rădat.
Deci, un like pentru bunica mea, pentru cea mai bună bucătăreasă. Uitați cum arată! Nu, nu, trebuie să arate. Nu, nu este gata. Da, nu arată bine. Nu este gata. Arată altceva. E, voi puteți să faceți pe jumate compoziția aceasta pe care am făcut-o noi. Să puneți la toate ingredientele pe jumate, pentru că noi vom face două chefuri. Nu vom face unul singur. Eu zic că e mai bine să faceți două. Ca să vă săturați. Hai să-ți arăt un secret. Da. Când pui foaia de copt. Da, stai. Emma m-a învățat și pe mine. Ați învățat și voi ceva nou. Ca să nu mai lungi. Punem și nucă, prieteni. Voi nu trebuie să puneți neapărat, nu? Nu. Ia uitați. Asta. Eu nu mai pot, sunt nerăbdătoare. Ce m-am speriat. Ce am zis. Vai, ce m-am speriat. Dacă o să vom tăia checul. Am gustat foarte puțin din el și e foarte bun. Am terminat de mâncat chec. Chiar a ieșit foarte bun. Bunica mea chiar se pricepe la prăjituri și de-abia aștept să mai vină pe la mine ca să mă mai înveți o rețetă nouă de prăjituri. Nu uitați să dați și voi un like dacă v-a plăcut, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și v-am pupat. Bye!